După tradiția creștină, sfinții martiri au fost în număr de 40, după cea cetodacică au fost 44. Atâtea fiind și zilele dintre 9 martie și 23 aprilie, când este sărbătorit Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Cel mai cunoscut obicei este acela al mucenicilor, o mâncare făcută un fel de desert, care comportă diferite aspecte în funcție de zona etnografică. Pentru că suntem în săptămâna albă, premergătoare lăsării de sec pentru postul Paștelui, ei se fac din cocă de cozonac, sunt extrem de savuroși. În satul tradițional românesc, gospodinele îi cinstesc pe cei 40 de martiri prin pomeni ritualice. În Muntenia, mucenicii se prepară foarte simplu, cu colaci de casă, nucă și covrigi. Secretul gustului constă în rețetele bătrânilor pentru prepararea colacilor de casă. Colacii de casă se fac din aluat din făină dospit, aceea întindem pe fund, îi tăiem și facem opturi și se fierb în cuciu cu apă. După aceea mai punem făină, nuci, foarte multe nuci, lămâie și deasupra punem covrigi. Nicoleta este gospodină din Gurașuții și de când a învățat să facă mucenici, cu mai mult de 15 ani în urmă, nu trece niciodată 9 martie fără a duce acest desert tradițional și vecinilor. Am pus apa, care am lăsat-o să fiapă, după care am pus colacii. Acum, colacii făcuți de casă? Da, făcuți de casă. Am pus lămâie, urmează să mai și punem, zahăr vanilat, urmează nuca să o punem și covricii. De ce se pune lămâie? Să fie mai aromatizat și mai gustos, după care vom pune zahărul vanilat. Se lasă cam o jumătate de oră. După ce au fiert colacii, să mai lasă o jumătate de oră la fiert, îi vom împărți. Da. Așa e tradiția la noi. Prepararea și împărțirea mucenicilor nu sunt singurele tradiții care trebuie respectate în data de 9 martie. În satul tradițional, femeile făceau cu adevărat ritual încă de la primele ore ale dimineții. Pentru protecția gospodăriei, femeile afumau, tămâiau, inclusiv animalele, și toată gospodăria și anexele, astfel încât să fie protejate de duhurile rele. Dat fiind că între 9 martie și 23 aprilie este un număr de 44 de zile, bărbații beau 44 de pahare cu vin. Respectă și tradiția populară și sărbătoresc și ziua bărbatului, neoficial. Doamnele nu sunt foarte încântate de obiceiul soților. Paharele sunt ca un vegetar. Dacă ar fi mari, s-ar întâmpla altele. Deși unii bărbați sărbătoresc în data de 9 martie, ziua bărbatului a fost declarat oficial pentru data de 19 noiembrie.